Bună ziua, dragi prieteni! Iată-ne, astăzi suntem în casa doamnei Cecilia Nistorescu. Am venit ca să vedeți în fața locului cum este apartamentul dânsei. Noi așteptam vara ca să putem să facem o igienizare. Știți că este pe site-ul Asociației SPRO, dar iată că în loc să se usuce pereții, datorită intemperiilor, datorită ploilor, în iarna aceasta s-a distrus de tot acoperișul și curge, după cum vedeți, stă cu găleata să adune apa care se scurge. A plouat câteva zile și deja s-a distrus și mai mult tavanul. Însă și doamna Cecilia vă va spune necesitățile dânsei. Bună ziua, Cecilia! Bună ziua, Luții! A apărut o problemă extrem de urâtă, s-a găurit plafonul, e de sus, plus apa care a curs în continuu și timp de 4-5 zile după ce se termină ploaia, mai picură, dar s-au dat tot peretele, este dunga de sus până jos, plus ce s-a adunat în ceilalți ani. Blocul este vechi, e din 73, a fost izolat pe parcurs, dar după 15 ani de zile s-a terminat și cu izolația și cu tot. Vântul puternic care a fost și plus așezare. Blocul este așezat foarte prost. Este la intersecția 5 străzi. Deci este stare. Deci la intersecția 5 străzi și vântul care bate, indiferent că e foarte tare sau așa, face curentul și mai puternic. Deci cad, lespez, din colțul blocului. Bine, ce le spuneți prietenilor, asociației? Ce le spun? Că le mulțumesc foarte mult pentru că se preocupă și de oamenii care nu au posibilități. Foarte, foarte mult și le doresc sănătate.